Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție Cafea de 10, o ediție specială, îi spunem noi, pe care am putea o încadra cu succes în seria Târgovișteni cu care ne mândrim. Astăzi, alături de noi, se află unul dintre profesorii de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Ștefan Popescu, târgoviștean de-al nostru, despre care chiar ne dorim să aflăm lucruri pe care poate puțini dintre noi le știm. Bună dimineața, bine ați venit la noi la Columna TV sau bun revenit acasă la Târgoviște. Bună dimineața, mă bucur că mi-ați oferit ocazia să revin în orașul meu natal. Raluca, bună dimineața! Bună dimineața și astăzi, mă bucur că avem un invitat de seamă alături de noi astăzi și sperăm să mai revină, să ne anunțe atunci când trece pe aici, pe acasă și să mai dea o fugă pe la Columna să povestim, pentru că în mod cert are foarte multe lucruri interesante de povestit așa din experiență și astăzi ne-am propus să aflăm mai mult despre omul din spatele carierei pe care o are. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră l-ați mai văzut pe la televiziunile mari, unde este invitat adesea să comenteze diferite aspecte care țin de politica externă, politica internă și multe altele. Poate ați citit dintre materialele pe care le publică în presa scrisă, în mediul online. Noi totuși ne dorim astăzi, cum bine a spus Raluca, să aflăm despre omul Ștefan Popescu. Știm că este absolvent al Colegiului Național Constantin Carabela din Târgoviște și cred că se mândresc și foarte tare cu acest lucru. Și a școlii numărul 5, Coresi. Vreau să amintesc și școala 5 pentru că a avut un rol fundamental în formarea mea. Cele două instituții pe care le iubesc tot timpul, mă gândesc aproape în fiecare zi, să știți, mă gândesc la perioada petrecută la școala numărul 5, cum se numea pe vremea mea, din Alea Trandafirilor și la Colegiul Național Constantin Carabela. Ai avut profesor care, de care ți-amintești astăzi cu foarte mare drag și de care ai putea să spui că ți-au marcat oarecum parcursul? Toți profesorii mi-au marcat parcursul. Și dacă am reușit pe urmă să fac față cu brio la una dintre marile universități ale lumii, Universitatea Sorbona, este, să știți, numai pe baza cunoștințelor, dar o spun fără niciun fel de exagerare. Profesorii pe care i-am avut la școala Diaconul Coresi, școala numărul 5, lăsați-mă să-i spun așa, și la Carabela, erau intelectuali și sunt intelectuali în adevăratul sens al cuvântului, oameni de o înaltă ținută. Noi nici nu ne dăm seama ce tezaur a avut Târgoviștea și încă mai are. Din păcate, unii s-au stins, am aflat recent chiar de fostul director al Colegiului Național Constantin Carabela, profesorul Pavel Stoicescu. Nu mi-a fost profesor mie, dar știți ce a fost extraordinar în aceste două școli târgoviștene? Faptul că și profesorii pe care nu i-aveam la curs, erau la alte clase și cu ei am colaborat și ei mi-au marcat existența și am învățat foarte mult. Mi-aduc aminte de discuțiile din recreație, în afara, pe stradă, atunci când îi întâlneam, evenimente aparent banale, știți, care îți machiază viața cotidiană, dar care sunt atât de importante, dar toate materiile. Ce m-aș fi făcut, de pildă, fără cunoștințele de muzică, istoria muzicii, istoria desenului de la școala generală și care mi-au format o cultură generală, alături de materiile, să spun, considerate importante. Toate sunt importante. Până la a ajunge la Sorbona, cu siguranță ne dorim toți să aflăm lucruri de acolo, a apărut acea oportunitate de a câștiga o bursă în străinătate. Da. Ați ales atunci să mergeți fie și în Albania. Am ales pentru că era singura posibilitate de a avea o bursă fără pile, în primul rând. Când s-a creat Agenția Națională a Burselor de Studii în Străinătate, concurența era atât de mare și nu era întotdeauna loială. Ei bine, îmi doream foarte mult să plec pentru că mă atrăgeau relațiile internaționale și eram dornic, sunt o persoană foarte curioasă
Și m-am gândit că și într-o asemenea țară voi avea ceva în plus față de cei care ar termina studiile numai în România. Ar fi o experiență interesantă. Ei bine, acolo am avut marea șansă să-l cunosc un om extraordinar, ambasadorul Franței, care m-a invitat, mi-a propus să-mi continui studiile la Paris și licența mi-am susținut-o acolo, mi-am pregătit-o acolo. Pe urmă, mă rog, era un proces destul de complicat, a trebuit să vin aici, să o traduc, să o susțin și în, și în România, la Târgoviște, dar pe urmă am rămas aproape 8 ani la Paris, până în doctorat, un doctorat pe care, care a avut legătură și cu Albania, niciodată nu am dorit să pierd acea experiență, Albania în politica externă franceză, între 1919 și iunie 40, dar nu am vrut să rămân numai în domeniul istoriei. Am urmat studii de geopolitică la Școala Normală Superioară din Paris, apoi de administrație publică internațională la Școala Națională de Administrație din Paris pentru a înțelege diplomația multilaterală. Mă interesau, adică organizațiile internaționale, modul lor de funcționare. Mi se părea mult mai interesant decât aspectul bilateral al relațiilor externe. Deci, practic, ați urmat toți acești pași pentru a vă pregăti o carieră de succes, o carieră de diplomat. Dar de ce diplomat? De ce nu ai N-aș spune numai de succes, pentru că știți, succesul era numai pasiunea. Niciodată nu m-am gândit la ce voi face după. De asta sunt un foarte... Nu m-am gândit niciodată la bani, de pildă, dacă voi avea un loc de muncă. Nu m-am gândit. Eram atât de sedus de ceea ce întâlneam. Sigur că nu era bine, nu-i sfătuiesc pe tineri să fie chiar așa cu capul în nor, dar această, cum să spun, începutul la Târgoviște, începutul, mi-am amintit profesorii mei m-au învățat să privesc, să fiu pasionat în primul rând și să privesc pasiunea într-un mod dezinteresat, nu mercantil. Și în momentul în care descopeream locurile, oamenii, în momentul în care știam că mă duc, am sala de clasă lângă o capelă în care este mormântat cardinalul Richelieu, el însuși care a fost rector al acestei universități, locul acela avea o anumită sacralitate și te obliga, mă simțeam obligat să aflu cât mai mult. Să învăț cât mai multe. Eram copleșit, practic. Era o avalanșă de informații. O provocare extraordinară. Sigur că relațiile internaționale m-au pasionat tot mai mult pentru că și dorința de a face ceva pentru țară, pentru că am mai învățat ceva, iată, o noțiune care, de a care astăzi nu se prea vorbește sau se vorbește numai la 1 decembrie, așa oarecum într-un mod ipocrit, pentru că patriotismul este o stare care trebuie să fie zilnică. De zi cu zi trebuie să fie patriotismul. Nu doar la parade și să spunem atunci discursuri gen Cațavencu, țărișoara mea. Dar am învățat, da, să-mi iubesc țara. Și am dorit să mă pregătesc și pentru a servi țării mele. Până v-ați întors în țară, a mai trecut o perioadă. Mult. Printre altele, aș vrea să ne vorbiți și despre experiența aceea pe care ați avut-o în calitate de consilier la Organizația Națiunilor Unite. Nu, la Organizația Francofoniei. Așa. Al fostului secretar. Am fost consilierul fostului secretar general ONU, care s-a stins de curând, Boutros Ghali, 13 luni. A fost o mare șansă pentru mine. Uneori știți, hazardul joacă un rol în viață mai mult decât planificarea atunci când... A venit în felul următor. Trebuia să-mi validez studiile în geopolitică printr-o perioadă de practică și am ales Ministerul francez al Apărării. Ministerul Apărării. Și Ministerul de Apărării avea legături cu Organizația Internațională a Francofoniei, pentru că Franța este angajată militar în fostele colonii și când am auzit că la Organizația Internațională a Francofoniei celula strategică, cea care stabilea strategia Organizației Internaționale în lume, este condusă de fostul secretar general ONU Boutros Ghali, mi-am dorit să lucrez și mi-am trimis
o scrisoare de recomandare, o scrisoare de motivație și un curriculum vitae. Am constituit un dosar și am avut marea surpriză să fiu angajat. Din păcate, Butros Ghali, născut în 1921, era foarte în vârstă. Bine, cele 13 luni au fost foarte intense pentru că îmi dădea o libertate foarte mare. Și mie îmi place să am libertatea foarte mare. Și pe de altă parte, îmi povestea foarte mult. A fost o a doua școală, aș putea spune, de la un diplomat cu o experiență absolut remarcabilă. Un om care și-a început cariera de altfel destul de târziu, la 50 de ani a intrat în serviciu diplomatic. Da. Sunt oameni care preferă să se pregătească și pe urmă să... Și chiar ai nevoie de perioade lungi de pregătire pentru a fi un bun diplomat, un bun profesionist. Nu, a fost o perioadă foarte intensă. Pentru mine a durat mai mult decât de 13 luni. Știți, timpul depinde cum îl trăiești. Dimensiunea nu e strict fizică. Ce s-a întâmplat mai apoi? Ați ales sau pur și simplu s-a încheiat? S-a încheiat pentru că în organizațiile internaționale fiecare naționalitate a unui stat membru este reprezentată pe baza unei cote. Iar cota se stabilește pe baza cotizației pe care țara respectivă o plătește în organizația respectivă. Ei bine, structura respectivă mai întâi s-a desființat pentru că Butros Ghali și-a încetat activitatea, s-a întors în Egipt și fiind o organizație dominată și de africani, noi români, este europeni, eram văzuți ca intruși acolo. Ei nu ne considerau țări francofone și chiar nu suntem țări francofone pentru că suntem țări care nu au limba franceză, limba oficială. Noi nu ne putem compara cu Senegalul. Și atunci n-am mai putut rămâne acolo. Am fost oarecum dezamăgit și am decis așa să-mi iau o perioadă de libertate, o perioadă boemă în care să reflectez asupra vieții. Poate avem nevoie și de puțină culoare. Cum ați petrecut perioada aceasta boemă? Am plecat în Italia, am găsit m-am angajat la Alianța Franceză. Alianța Franceză este o organizație finanțată de Ministerul Francez de Externe, dar care diseminează cunoștințe de limbă franceză în toată lumea. Și mi-au atribuit un post de profesor, de lector de limbă franceză într-un institut tehnico-comercial, sau mă rog, economic, așa se numește, tehnico-comercial, dintr-un oraș, Reggio Calabria, care este chiar în vârful cismei italiene, în vârful peninsulei. Vedeai Sicilia la 3 km și jumătate, un poet italian naționalist, Gabriele D'Annunzio, spunea că acolo se află kilometrul cel mai frumos al Italiei. Priveliștea este într-adevăr superbă. Probabil că așa l-ați văzut și dumneavoastră. Da, a fost o perioadă extraordinară, pentru că în Italia și mai ales în sud oamenii sunt mai calzi. Francezii, Franța este universală, dar puțin rece, am putea spune. Și aveam nevoie și eu de puțină relaxare după ani intenși de studiu. Dar am rămas 9 luni, după care mi-am dorit, pasiunea tot mă împingea să reiau traiectoria, dar n-am mai vrut serviciu extern, ci am dorit un loc unde să fiu liber, mult mai liber, dar să-mi folosesc cunoștințele. Și ce era mai potrivită decât presa? Și am intrat prin concurs la Radio France International, Radio Franța Internațional, fostul radio colonial, de fapt, care transmitea în Imperiu, este BBC-ul Franței, o structură finanțată de Ministerul Francez de Externe, așa că am rămas 6 luni la Paris. După 6 luni m-au retrimis în Italia, la Roma, în calitate de corespondent al radioului, permanent, acreditat de Ambasada Franței pe lângă Ministerul Italian al Afacerilor Externe. A fost o perioadă foarte bună pentru că am cunoscut o țară minunată, Italia, în profunzime. Mă ocupam de aspecte diplomatice, dar și de aspecte mai pitorești, precum Carnavalul de la Veneția sau diverse târguri, expoziții internaționale, dar și, în primul rând, de politica mediteraneană, pentru că erau subiecte care interesau Franța în mod special.
după ce ați făcut cunoștință așa de aproape cu aceste frumoase țări europene, da, ați decis că ar fi momentul să revin, reîntoarceți, da, în România. Probabil patriotismul fiind cel mai important argument care a stat la baza și oportunitatea. Eu mi-am dorit tot timpul să mă întorc la finalul studiilor, dar vedeți, pierzi contactele. Concursurile sunt cele care sunt. Nu te poți duce în administrația românească, îți depui dosarul, trimiți și oamenii spun: vai, ai o experiență extraordinară, gata, te-am angajat. Nu funcționează așa. Nu funcționează, știm foarte bine. De ce românii pleacă? De ce au plecat 3 milioane de români? Pentru că n-au găsit oportunități în propria lor țară. Pentru că țara i-a alungat din establishmentul și a alungat fiii țării pentru a fi sclavi în alte țări, că asta se întâmplă. Avem 600 de mii de femei în Italia care lucrează ca femei de menaj, din păcate. Menajere, da. Care a fost oportunitatea aceasta care s-a evit? Oportunitatea a fost tot Radio France International. S-a produs o reorganizare în cadrul audiovizualului extern francez și mi-a oferit posibilitatea să vin la filiala RFI România, pentru că aici e chiar o filială la București. Și după câteva luni am avut ocazia să intru în Ministerul de Externe. Tot așa a fost un hazard, l-am întâlnit la reședința ambasadorului italian, cu care mă aflam în relații de prietenie, pe ministrul de externe al României, și am putut să mă să-i solicit în mod direct și să-i prezint, să mă prezint, pentru că asta e marea problemă a tinerilor fără pile, e foarte greu să nu au acces, nu se pot prezenta dintre tot copiii sistemului. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Și am fost numit. Da, spuneți. Îmi place că spuneți lucrurile, da, pe nume, însă trebuie să luăm acum, sigur, un scurt răgaz pentru pauza de publicitate. Revenim în 2-3 minute. Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital, și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2.383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security.
Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă, subiectele săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată cum te ajungi aici. Dragi prieteni, continuăm discuția la cafea în această dimineață cu invitatul nostru, doctor în istorie cu doctorat la Sorbona, Ștefan Popescu, târgoviștean de-al nostru, totodată și profesor la SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, cel mai lung titlu din acest motiv, folosim foarte des prescurtarea.
Discuteam înainte despre faptul că până la urmă v-ați întors în țară, ați avut această dorință. După ce ați finalizat studiile, ați trecut prin... Rămăsesem la externe, că am intrat în externe, da? Am fost consilier special al ministrului de externe pe relația cu Franța și relațiile francofone, pe urmă director general al cooperării externe la Institutul Cultural Român și pe urmă am demisionat pentru că nu mă mai regăseam. Faptul când văd că România nu intră în ecuația nimănui, lucrez undeva unde oamenii își pun problema doar să plece la post, așa fac mulți diplomați, strâng bani, nu socializează cu alți diplomați de acolo, nu interesează că cum arată România, să o promoveze mai mult. Bine, nu-i ajută nici sistemul. E foarte frustrant să lucrezi într-o asemenea realitate. Și nu mai spun lipsa de pregătire. Foarte frustrant. Și atunci mi-am dorit să fiu mai liber și am ales viața universitară, scrisul, cursurile pe care le țin în mod independent. Până la urmă, știți, când pleci de jos și cum am plecat eu de foarte jos, aș putea spune, necrescând într-o familie normală, să spun așa, fiind adoptat de bunicii mei, care bunicul a și murit când aveam 6 ani, am rămas numai cu bunica și neavând o familie cu posibilități, ai impresia că fericirea este adusă în primul rând de realizarea profesională, de a urca tot mai sus, dincolo de desăvârșirea intelectuală. Pentru că vrei să fii acceptat de societate, ceva așa inconștient. Și îți dai seama, și mă bucur că am avut și multe eșecuri, trebuie să fim recunoscători eșecurilor în viață pentru că ne aduc cu picioarele pe pământ. Fericirea este cel mai important lucru în viața unui om. Valoarea unui om nu este dată nici de aparența constituită din funcții, din demnități, din onoruri. Goana asta doar după superficial este în mare parte responsabilă de eșecul nostru de până acum ca națiune. Sunt prea mulți oameni care aleg numai după titluri de doctorat neacoperite, funcții fără să fie capabili, se joacă cu destinele oamenilor dintr-o superficialitate, dar dintr-o ambiție nemărginită de a căuta funcții, demnități și așa mai departe. S-a umplut țara, știți, înainte, e paradoxal, spuneau că Elena Ceaușescu a legat după titluri. Păi acum, atunci alega o singură persoană. Acum e o proliferare, așa, cu miile, cu zecile de mii care caută titluri și demnități. Ar fi bine să ne uităm mai des în oglindă noi românii. Nu ne prea place să ne privim în oglindă în mod realist. Ne place să avem vitrina frumoasă, dar în spate să fie o dezordine totală. Cum ați găsit România după 18 ani în care v-ați întors? Cum să o găsesc? România e o țară minunată, dar am o frustrare permanentă, pentru că îmi aduc aminte de Târgoviștea mea, Târgoviștea până la Revoluție, un oraș de aproape 100 de mii de locuitori, viu. Mi-aduc aminte când suna uzina de utilaj petrolier Târgoviște, de care n-am știut să avem grijă, ca de toată baza industrială. Pentru că o țară serioasă e o țară, și am văzut în Franța, unde este stimulată industria în primul rând, pentru că industria și aplicația industrială stimulează și pune în valoare cel mai mult inteligența unui popor. Nu agricultura și turismul, cum se crede. Astea vin după. Dar avem nevoie de stimularea inteligenței românilor și mai ales industria, că veni vorba, scuzați-mi această paranteză, dar nu mă pot abține, industria petrolului, care s-a născut în România, 1857 prima sondă, prima exploatare industrială a petrolului și 1858 prima rafinărie. Trebuie puțină ambiție într-un domeniu de tradiție, nu să-l lași.
Și atunci când văd că țara se depopulează, scădem cu 18-20 de locuitori pe oră, pe oră. Anul trecut România a pierdut 155.599 de locuitori. E ca și cum un oraș de talia Aradului a dispărut. Ne stingem încetul cu încetul. Și prognozele Institutului Național de Statistică și a Centrului de Demografie al Academiei Române, cu care și colaborez în calitate de secretar general al Comisiei de Studii Prospective, acest centru de demografie a lansat un studiu, l-a redactat acum câțiva ani. Este intitulat Drama noastră demografică. În 2040 o să fim 13 milioane de locuitori. Peste 10 ani, 35% din populația României va fi ieșită la pensie. Păi cum să nu mă gândesc la lucrurile astea? Ce Românie, ce influență va avea România? Cum va arăta ea? O țară tot mai îmbătrânită și tot mai depopulată. Și în acest peisaj, într-o Românie pe care o vom prinde noi cei de aici în 2040, de 13 milioane de locuitori, cum va arăta Târgoviște? La asta mă gândesc. Pentru că nu văd niciun fel de gândire strategică în România. Absolut nimic. Ne îmbătăm, spunem, da, la anul va fi mai bine, peste 2 ani va fi mai bine și nu văd. Că să știți, fără o creștere economică de cel puțin 5% pe an, timp de 10 ani, nu o să resimțim niciun progres. Cu 3,5%, 4,1%, cum s-au anunțat, cum a fost creșterea economică din 2015 și cum se anunță pe 2016, nu rezolvăm nimic. Vom avea aceleași decalaje și dacă ne uităm la statistici, la statistici date de organizații internaționale, decalajele între noi și restul Europei cresc. Nivelul de sărăcie crește. Avem 8 milioane de săraci, 336.000 de copii care nu iau masa de seară pentru că nu-și permit. 225.000 de copii care și-au abandonat studiile pentru a lucra în gospodărie. Și atunci mă gândesc cum va arăta România și implicit cum va arăta Târgoviștea, orașul de care sunt legat. Să știți că oriunde te-ai duce, orice experiență ai face, nu știu alții cum sunt, dar faptul că n-ai rămas în propriul tău oraș, îl percep oarecum ca și ca pe un eșec. Pentru că nu e vorba numai de o nostalgie, dar oricât ai vedea alte lucruri, dar e orașul tău. Iar Târgoviștea, să știți că este chiar un oraș special, asta nu este numai inima care vorbește acum. Oamenii pe care i-am întâlnit aici, începând de la profesorii mei, dar de la vecinii pe care îi aveam la Târgoviște, oameni de umanitate extraordinară, dar intelectual de o ținută. Târgoviște a avut oameni de o mare, școala de la Târgoviște, scriitorii care au fost aici, viața culturală, chiar care începuse să se afirme și după anii 90, acel entuziasm. Mi-aș dori să-l mai văd. Veniți des în Târgoviște? Nu vin des, din păcate, chiar dacă stau în București și e foarte mică distanța. Iată de ce mi-am propus, când am primit invitația dumneavoastră, să mă rup absolut orice și să vin la Târgoviște, să folosesc acest pretext. Da, ne bucurăm că ați ales să faceți acest lucru. În același timp, sigur, ne îngrijorează toate aceste previziuni pe care le faceți și știm că le faceți pentru că cunoașteți îndeaproape niște amănunte, niște date statistice. Cum ați vedea totuși o ieșire din impasul acesta, măcar pentru noi ca și oraș, un oraș mic, un oraș care nu va avea într-adevăr mai mulți locuitori, ba dimpotrivă, unde nu știu dacă industria s-ar putea redresa, deși par să fie niște încercări cu o firmă care mai confecționează frigidere, să sperăm că se va concretiza totuși proiectul acela, nu știu dacă ați auzit. Da. Ne-ar putea ajuta asta? Ce mai vedeți că s-ar putea face? Inițiativele la nivel local sigur că sunt importante, dar avem nevoie de inițiative la nivel central. Avem nevoie de un proiect de țară. Tot vorbim, avem expresia asta, n-avem proiect de țară. Păi da, am intrat în Uniunea Europeană fără plan național de investiții. Vă puteți închipui? Adică noi putem să absorbim, noi nu absorbim cele 30 de miliarde de euro pe exercițiu bugetar și asta este o crimă. Pe de altă parte, potrivit estimărilor Curții de Conturi din bugetul țării,
evaluat la 52, cam la 52, situat la 52 de miliarde de dolari, se fură cam 10 miliarde pe an. Ce să vă spun? Ar trebui, noi avem nevoie ca oamenii să capete încredere. Cum pot oamenii căpăta încredere? Cine poate da oamenilor încredere? Pentru că partidele politice în România nu mai sunt laboratoare, așa cum sunt în Occident, laboratoare, sigur, ideologice, dar în care oamenii, sigur, există grupuri de interese și este normal să fie așa, că sunt oameni, asta nu este ceva negativ, au interese comune, inclusiv personale, desigur, și se adună într-un partid politic. Dar este o bază ideologică, dar partidele sunt și laboratoare în care grupuri organizate de oameni reflectează la cum va arăta societatea. La progres. Și nu de, da, și nu de pe o zi pe alta. De asta spun că prospectiva este e importantă. În Franța, organismul însărcinat cu prospectiva, adică viitorologia mai exact, și am marea șansă să lucrez cu academicianul Mircea Malița, o minte strălucită, Comisia de Studii Prospective de care mă ocup a fost fondată și este prezidată de domnia sa. Se numește în Franța acest organism Comisariatul de Stat al Planificării. La noi, dacă vorbim de planificare, automat ești catalogat comunist. Nu. Ai nevoie de o planificare să vezi cum arată societatea. Ori la noi, din păcate, partidele nu mai fac, pentru că ideologie nu mai există în România. S-a terminat. Există doar împărțirea afacerilor, a pozițiilor în stat, ținerea statului captiv și încă ceva, nu se dă drumul la o selecție sănătoasă. Oamenii cu real potențial să fie folosiți în sprijinul establishmentului, să se îmbogățească tot mai mult, chiar mi-aș dori, dar să dea ceva și acestei țări. Să nu mai fie românii nevoiți să fie sclavi în Europa. Că asta se întâmplă în momentul de față. Și mai este ceva. Cine poate da exemplu însă? Păi biserica. Biserica ar trebui să dea exemple, să fie mult mai prezentă social, să ia poziții și pe chestiuni sociale, economice. Nu doar de viața spirituală. Este foarte important. Pentru că românii sunt oameni extraordinari. Dar trebuie... au nevoie, nu pot fi lăsați așa la voia întâmplării. În țara asta, în momentul de față, te scapă și cine poate. Și vă dau un exemplu numai sănătate. Dacă te-ai îmbolnăvit în România, este o adevărată, cum să spun, o problemă mult mai mare. Pentru că odată trebuie să ai bani pentru a beneficia de o îngrijire de calitate, ceea ce mi se pare atroce într-o țară a Uniunii Europene. Și doi, trebuie să ai și relații pentru a găsi un medic potrivit, care să te trateze corect. Este o tragedie. Lucrurile astea trebuie spuse. Da, mai avem timp să mai spunem, de asta mă uitam cât este ora, mai avem până la pauza de publicitate. Într-adevăr, sunt probleme pe care le constatăm cu toții. Totuși, cred că ați avea un mesaj pentru tinerii cu potențial, care sunt oarecum în situația de a alege dacă să rămână în țară, să plece în străinătate, să plece, să se întoarcă, ce să facă? Să se pregătească, să învețe limbi străine, pentru că e important să gândească global. Și până la urmă, chiar dacă pleacă, prin ei România trăiește. O țară nu este ceva static. O țară e reprezentată nu numai de peisaje, de teritoriu, dar și de oameni. România se află în momentul de față, mici românii, în Noua Zeelandă, în Australia, în extremul Orient, în Statele Unite, în Canada, 180.000 de români care constituie o mică Românie, în Italia. Asta este tragedia momentului istoric pe care îl traversăm, să nu putem să ne dezvoltăm în propria noastră țară. Important este să aibă grijă de ei la nivel individual, pentru că, din păcate, statul nu are grijă. Asta trebuie să o spunem. Nu are grijă de tineri. Nu investește în educație. Noi mimăm educația.
Nu avem nicio universitate în top 500 la nivel mondial. De ce? Asta ar trebui să fie o problemă de dezbatere la noi, inclusiv în campaniile electorale. Sunt români care nu-și permit să-și cumpere medicamente. De ce? Avem oameni ai străzii, copii ai străzii. Este România atât de săracă încât să aibă copii ai străzii? Nu. Este o problemă și de solidaritate. Dar eu spun tot timpul, de la fereastra vilei din Pipera, știți, cartierul Pipera luxos din București, și de pe din salonul aeroportului VIP, că așa a devenit aeroport VIP, aeroport de lux Otopeni, sau din vila din Primăverii, realitatea românească se vede în roz. Cei care fac, se ocupă de administrarea țării, stau în asemenea realitate. Ei nu pot să-și dea seama că, ei nu pot înțelege că sunt oameni, copii care merg kilometri pe jos pentru a ajunge într-o școală neîncălzită. Nu-și dau seama și nici nu-i interesează. Dacă i-ar interesa, nu s-ar ajunge acolo. Vă dau un exemplu. În primul război mondial am avut un om politic extraordinar, Petre Pecarp, conservator. El era germanofil. El nu vroia intrarea României în război alături de Antanta. Și chiar a spus în Consiliul de Coroană, era membru al Consiliului de Coroană, fusese de două ori prim-ministru, e adevărat, două perioade scurte. Majestate, sper să fiți primul Hohenzollern înfrânt și prefer o Românie înfrântă alături de Germania decât victorioasă alături de Rusia. Și cu toate astea, am trei fii și îi trimit în prima linie. Și unul dintre fii, locotenent Petre Carp, s-a întors la 27 de ani în sicriu acasă. Un prim-ministru, fost prim-ministru, un om, o personalitate a țării care și-ar fi putut ține fiii la adăpost și care totuși îi trimite în prima linie. Ce așteaptă orice, e o lege a sociologiei, asta nu privește numai pe români. Oamenii au nevoie de exemple. Dar fără exemple, poporul urmează masele. Pardon, poporul urmează elitele. Elitele, dacă sunt, nu joacă, nu-și asumă rolul și stau într-un tur de fildeș și se ocupă doar de propria bunăstare, atunci e un dezastru. E simplu. Mă întreb și eu, oare chiar a dispărut spiritul de, nu de sacrificiu, că nimeni nu cere unui lider să meargă desculț, dar probabil că fiecare ar trebui să meargă cu dacie pentru a stimula producția națională, autohtonă. Am stat în Franța, toată lumea merge cu mașini franțuzești acolo. Nu există instituția statului sau om politic să meargă cu Mercedes. Nu există așa ceva. Păi nu, pentru că un om care a lucrat numai în administrația publică nu-și poate permite mai mult decât un Logan, să o spunem clar, sau o mașină ieftină. N-ai cum. Înseamnă că nu ești cinstit. Nu ești cinstit în acel moment. Și problema este, nu e asta. Problema este că, știți, destinele oamenilor depind de asemenea personaj. Destinele oamenilor. Fericirea oamenilor chiar. Pentru că fericirea unui om poate sta în a avea o pâine pe masă. Atât, cu foarte puțin. Foarte puțin are nevoie un om de multe ori să fie fericit. Dar uneori nu și-o permite. Mi-a profit că avem discuția aceasta și înainte de un moment foarte important și anume campania electorală care stă să înceapă, pare că a început pe alocuri și vreau să încercăm cumva să-i sfătuim pe oameni fără să ne ducem într-o zonă politică sau alta, pentru că vă văd echidistanța, vă felicit pentru asta. Și cum ar trebui să cumpănească acum și să facă o alegere sau mai are rost? Oamenii trebuie să dea un semnal. Oamenii trebuie ei să se asocieze, să pună presiune pe clasa politică, să nu mai fim focul de paie. Ați văzut după colectiv, am ieșit câteva mii doar, foarte puțin totuși, că ar trebui să fim 1.000.000 acolo. Știți, în Franța, agricultorii când ies, blochează absolut toată Franța.
Absolut toată Franța. Vin și cu remorca cu gunoi de grașt și remorca o descarcă în fața guvernului, la Palatul Matignon. Da. Dar eu nu credeam că protestul mai poate fi o soluție. Nu, numai protestul. Într-o țară orientală, într-o țară orientală ca România, numai o presiune puternică poate înlătura, poate responsabiliza clasa politică. Adică numai pe bază de frică. Numai atât. Altfel nu, pentru că ei rămân între ei. Își pierd puterea, dar își conservă pozițiile economico-sociale. Iar, din păcate, lupta anticorupție, după mine, nu este ajutată suficient de legislație. Nu poți, un om care a furat nu știu cât, să primească 2 ani, mai scrie o carte, bine, acum s-a eliminat 2 ani și pe urmă rămâne cu averea intactă. Nu. Trebuie să fie legi mult mai dure. Pentru că în momentul de față, după mine, legea nu descurajează hoția. Nu descurajează momentul de față. Și singurul protest al românilor până acum a fost să plece din țară. Atât. În căutarea unei vieți mai bune. Dar oamenii trebuie să ceară cât mai mult. Să trimită petiții. Trebuie să trimită petiții. Cât mai mult. Când să semnaleze anumite probleme. Să interpeleze autoritățile. Pentru că autoritățile, oamenii politici, cei care sunt aleși în funcții, nu sunt aleșii noștri, sunt angajații noștri. Noi suntem patronilor, noi le dăm de lucru. Sigur că da, printr-o alegere, pentru că nu poți, printr-o alegere. Deci, prin urmare, trebuie să fim exigenți, pentru că e vorba de propriile noastre destine. Și doar atât, pentru că altfel eu nu fac, dacă nu se pune presiune, pentru că presiunea externă nu mai există în momentul de față, o presiune externă, niciuna. Nu mai suntem în faza de aderare la Uniunea Europeană, în faza de aderare. Și prin urmare, nu mai există anumite criterii. Cu justiția, nici asta nu ne mai interesează. Și atunci, singurii rămânem noi. Dar, din păcate, mai avem și o tradiție. Tradiția noastră nu ne îndeamnă spre... Noi nu avem cultura protestului. Constantin Bacalbașa spunea foarte bine, în România se poate... Revoluția nu se poate decât cu ordin de la poliție. Da. Continuăm dezbatere, da. Că deja se transformă într-o dezbatere după o scurtă pauză de publicitate și vă mai ținem alături de noi pentru că avem foarte multe de discutat. Revenim. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2.383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru.
Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, ei bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion! Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibili în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833 507. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuțu, fii atunci, mă, stii locul. Să poate, domnule, de seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider, îmbătrân cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim, că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Acolo, tati. Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Sărmâna. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă astea încă, și ăsta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Îmi place ce fac. Acțiune, adrenalină și nu o să mă credeți. Singura chestie care îmi trebuie e o simplă bujie. Până se prinde fraiera cea pățită, îi număr banii din portofel. Respect în trafic. Pentru viață. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Revenit, sigur că noi am avut și în timpul pauzei de publicitate discuții interesante. Încercăm să redăm câteva dintre subiectele trasate împreună cu invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Ștefan Popescu de la SNSPA. Târgoviștean, cum v-am spus și la începutul emisiunii și o să tot menționez asta până la final, chiar dacă nu se grăbește să se întoarcă în orașul natal, nu se știe, poate pe viitor. La pensie ar fi un oraș bun, nu de petrecut. Doamne, nu vreau să mă gândesc până atunci. Vorbeam înainte de pauză despre faptul că se apropie un moment, spunem noi, important, în care fiecare trebuie să-și exercite un drept, și anume opțiunea de a vota. Ce facem? La ce ne gândim? Ce luăm în calcul? Pe cine alegem? Nu în mod direct, dar cum facem? Îmi puneți întrebări grele. Pentru că, după mine, campaniile electorale în România sunt doar campanii de PR și nu de programe. Așa văd. În 26 de ani eu nu am văzut schimbări semnificative. Pentru că schimbările semnificative nu stau în vorbe, stau în fapte. Și stau în, mă uit pe cifre. Și văd unde se află. România are peste 8 milioane de săraci. V-am spus, v-am dat acele cifre. Populația scade. De ce scade? De ce avem nivel de fecunditate 1,3 copii pe femeie sub media Uniunii Europene, care e 1,6? De sărăcie, pentru că avea un copil este un lux.
Și atunci, un tânăr care termină cursurile Universității Valahia, un tânăr eminent, unde se duce, unde se angajează? Asta e problema. Lucrează în domeniul de pregătire sau nu? O fată care a terminat, nu știu, drept, limbi străine. Dar eu am studente care lucrează ca vânzătoare în supermarket. Am studenți cu administrație publică europeană. De ce să nu spunem? Și atunci, atâta timp cât eu nu mai am garanția, pentru că o clasă politică care nu mi-a demonstrat absolut nimic, nu mi-a demonstrat că vrea să se schimbe. Mi-a demonstrat că vrea să perpetueze sistemul. Găsim câteva figuri noi pentru a ne lua ochii și a ne arunca praf în ochi. Atunci eu personal, eu nu sfătuiesc pe nimeni, personal, eu nu mai vreau să mai fiu complice la acestui sistem. Nu mai vreau să mai dau votul meu și niciunui și să nu mai merg deloc pe principiu să aleg răul cel mai mic sau să votez împotriva cuiva. Nu mai vreau. Și atunci o să fac altceva când în ziua alegerilor. O să-mi petrec ziua, o să consider că nu e ziua alegerilor pentru că pe mine nu mă mai reprezintă această clasă politică. Nu mă reprezintă absolut deloc. Și să știți că cred că și un absenteism record ar da un semnal. Sigur că ar vota clientela politică, pentru că s-a ajuns în momentul de față încât se votează ei între ei. Deci tot ar funcționa sistemul. Dar eu personal, eu nu mai am încredere, eu nu mă mai simt reprezentat. Nu mai mă simt. Totuși, ce putem face dacă ne dorim să locuim în continuare? Într-o țară în care ești pe cont propriu, trebuie să ai grijă de tine, în primul rând. Să ai grijă de sănătate. Sigur că aceste lucruri pe care eu le spun sunt lucruri simple. Dar trebuie să ai grijă de sănătate, în primul rând. Să te deconectezi tot mai mult de la realitatea asta negativă. Să-ți creezi un mediu plăcut. Să te înconjori de persoanele care îți plac. Lucruri simple. Pentru că suntem pe cont propriu. Nimeni nu mă poate contrazice. Dacă un om s-a îmbolnăvit într-un oraș ca Târgoviști, odată trebuie să se ducă spre București, în primul rând, dacă are ceva mai complicat, Doamne ferește. Da? La București intri într-o altă încrengătură. Dacă nu ai bani, îți aștepți moartea, sfârșitul. Nu este așa? Și atunci? Într-o țară în care, v-am spus, și să fim tot mai versatili. Să fim gata să desfășurăm activități care n-au legătură cu profesia noastră. Pentru că într-o țară românească nimic nu mai este stabil. Absolut nimic. În momentul de... Vorbim de macro, sigur. La nivel macro, economia românească, din punct de vedere macro, merge. Avem creștere în Europa, printre cele mai mari rate de creștere. Da, foarte bine. Dar eu vreau să văd cum se traduce stabilitatea macroeconomică și o anumită creștere în nivelul de trai al românilor, în mai mulți kilometri de autostradă, în spitale performante, în școli mai bune, mai dotate. În asta vreau să văd. Că pe vorbe m-am săturat, vă spun sincer. Da. Vorbe, să-mi spună un om politic cât de mult vrea el, eu nu mai cred, am ajuns, știți, ca apostolul Toma. Mai întâi a văzut și pe urmă a crezut. Sunt compromiși în 26 de ani, sunt aceleași figuri, cel puțin la nivelul administrației centrale. Aceleași figuri, aceiași oameni din sistem. Și iată, nivelul oamenilor, proporția și în administrația locală, dezastros, a celor cercetați de DNA, care au probleme cu justiția. Păi asta, lăsând la o parte că este rușinos, nu trece zi dacă deschizi televizorul, vezi nu știu câți au mai fost ridicați. Pe lângă cei cunoscuți, foarte mulți anonimi. Asta arată că principala problemă a societății românești este problema politicii. O politică coruptă și fără viziune, care ține statul român captiv. Pentru că un om care vrea să-și deschidă o afacere, lăsând la o parte birocrația înfiorătoare. Îmi spunea un investitor străin, am ținut vinerea trecută
un seminar pentru un grup francez cu o cifră de afaceri de 80 de miliarde de euro, printre cele mai mari. Deținut de o familie, doar. Nici nu se cotează în bursă, nu-i dau numele. Și au participat acolo câțiva investitori francezi. Și mi-a spus un investitor care a lucrat cu statul român că a trebuit să semneze pentru un proiect. Era nevoie de semnătura lui ca președinte director executiv al companiei, să semneze pe fiecare pagină 12.000 de pagini. 12.000 și a luat concediu. Da. Da. Oamenii nu sunt stimulați. De ce nu se transformă cecul în bancă de investiții pentru a contribui la crearea unui capital autohton? Îl mențin bancă comercială când ai deja băncile mari care sunt bănci comerciale. Avem nevoie de o bancă de investiții care să dea credite ieftine, să-i ajute pe tinerii cu idei. Nu. Nu e nevoie. Știu că lucrurile acestea nu le spuneți doar acum la noi și nu în premieră. Le spun tot timpul. Vreau să-mi spuneți ce reacție ați avut din partea clasei politice. Reacționează în vreun fel sau... Când ești efectiv... pe platou cu ei la o televiziune mare? Nu, absolut. Îi scoți doar din... devin mai tăcuți. Văd, îi observ că îi scot din confort. Dar altfel, nu. Nu există, nu am niciun fel de reacție, pentru că oamenii ăștia sunt cinici și mai ales dacă le spun date de demografie, am mai fost consultat la diverse comisii pe la Parlament și eu mi-am propus să vorbesc tot timpul de scăderea dramatică a populației, pentru că asta ne va afecta toată dezvoltarea, pe termen mediu, lung, dar pe termen scurt, în 10 ani, v-am spus, 35% vor fi pensionari și 35% asta va cântări, va pune o presiune pe finanțele publice extraordinară, plata pensiilor va reprezenta atunci 16% din PIB. Și sunt așa, pe moment, spun, vai, cum, așa scade populația, alții sunt într-o negare absolută, dar asta arată că pe ei nu interesează. Un om politic responsabil trebuie să se uite, să cunoască realitățile, să cunoască cifrele, datele, pentru că faci politici nu cu un anumit impact. Gândiți-vă când a fost tragedia de la Colectiv, o doamnă membră a Parlamentului Britanic i-a scris primului ministru David Cameron să ajute România. Și în acea scrisoare spunea, iată, în circumscripția mea electorală există un specialist, un medic care e unul dintre cei mai mari specialiști pe arsuri. Acea doamnă parlamentar, am rămas uimit, scrisoarea a fost publicată de presa noastră centrală, știa că în circumscripție ei se află un specialist. Vreau să știu și eu câți parlamentari români știu ce au în propria circumscripție. De acolo pleacă. Că ei duc problemele la centru, sunt aleșii noștri. Da, dar ei nu le cunosc. Dar nici nu-i interesează să ne cunoască. Noi îi jenăm dacă cerem ceva. Nu. Sunt oameni care, știți cum, parveniți, care au parvenit în aceste ape tulburi în care a notat România și tot în noată de 26 de ani. Asta se întâmplă. Totuși, credeți că cetățenii ar avea puterea să... Una, acea presiune despre care vorbim asupra clasei politice și să oblige astfel la luarea unor măsuri necesare. Numai prin asociere, nu ca focul de paie, să ieșim așa emoțional 2-3 zile și pe urmă ne stingem. Aia nu pune presiune. E nevoie să iasă lumea în masă. În masă să pună presiune, pentru că într-o țară ca România, credeți-mă, nu e, unde nu există absolut, asta o spun cu toată responsabilitatea și nimeni nu mă poate convinge, să dea Domnul să mă înșel. Dar nu există deloc conștiința binelui comun. Nu există. Dacă ar fi existat, am fi avut încă industrie, am fi avut o dezvoltare strategică și românii nu ar ajunge să lucreze, v-am spus, în supermarketuri în Spania sau la cules de căpșuni. Acolo știți ce sunt? Sunt muncitori specializați, un muncitor calificat, înalt calificat, îl formezi în 10 ani. Noi ne-am bătut joc de o structură socioprofesională extraordinară pe care a avut-o România. Extraordinară. În momentul de față, dacă îți vine un investitor străin să-ți deschidă o fabrică,
N-are oameni de unde să mai angajeze. Nu mai are maestri, nu mai are... Pentru că degeaba ai ingineri. Contează masa. Și schimbarea de unde ar trebui să înceapă? Schimbarea trebuie să vină de la vârf, dar v-am spus. Eu sper, noi cei care avem posibilitatea să ne facem auziți de mai mulți, trebuie să pătrundem conștiințele. E singura noastră datorie. Să pătrundem conștiințele, să spunem adevărul cât mai mult. Sigur, în limita posibilităților, pentru că altfel devine sinucidere socială în România. S-a instituit o anumită formă de cenzură nevăzută. Nu mai ai voie să mai critici. Nu mai se poate. Nu mai poți spune pentru că, stai, dacă m-ai criticat, păi stai puțin, că poate ai nevoie de mine. Așa s-a întâmplat. În momentul de față așa se întâmplă. Noi nu mai avem dezbateri serioase pentru că nu se mai poate. Nu mai avem spațiu de dialog. Nu mai comunici pe Facebook. Nici pe Facebook nu mai poți să mai comunici în momentul. Cine știe cine vede, pe cine superi. Da, e o tot mai puțină... Totuși, când mai lansați câte un mesaj, am văzut noi da, acolo. Da, dar trebuie atunci să trec cu moderație. Moderație pentru că oamenilor nu le place să mai... mă și întreb și eu, iată, revoluția am făcut-o, am spus libertate, libertate și iată, am ajuns într-o societate controlată, din punct de vedere filozofic, e mai greu de suportat. Pentru că măcar când erai într-o dictatură, știai, da, domne, într-o dictatură, cenzura e una dintre regulile de bază. E fundamentul regimului dictatorial. Acum, ce anume justifică această formă de cenzură nevăzută? Cu mulți ziariști care sunt, de fapt, portavocea unor grupuri de interese. Poate fi presa încă un instrument de a ajunge foarte ușor în conștiința oamenilor, dar depinde ce mesaj dar ar trebui, da, transmite. Exact. Trebuie să-și asume rolul. Mă gândesc la presa la nivel central. Acolo unde se creează opinia publică, unde sunt formatorii de opinie publică. Dar oare și îndeplinește? Mai avem noi presă formatoare de opinie publică? De la noi și politica externă a ajuns subiect de derizoriu. Oamenii care sunt chemați sunt oameni care nu au studii, oameni care să comenteze orice despre oricine. Televiziunea de multe ori te transformă într-un fel de Monica Tatoiu. Pe toate subiectele. Nu? Dar asta este. Noi nu mai avem dezbateri serioase în societatea românească. Pentru că fiecare are propria lui agendă, fiecare realizator și spun am nevoie de oameni care să se pricep la orice. Păi nu te poți pricepe la orice. Nu există așa ceva. Și atunci societatea românească este ținută în această, știți, este o supă toxică aici. Mă întreb cum putem ieși din această stare, o supă toxică în care intră părți ale sistemului administrativ, instituțional, mă rog, cu toate instituțiile, clasă politică, presă, false elite intelectuale. Pentru că un intelectual care a ajuns la o anumită, sunt câțiva, nu vreau să-i mai citez, ar trebui să-și lumineze, să se ducă cum se ducea Spiru Haret, om care a făcut studii strălucite în matematică la Paris, mergea să inaugureze cu trăsura pe drumuri bătătorite doar câte o școală și să vorbească unor oameni simpli. Intelectualii trebuie să-și lumineze, să-și asume condiția de intelectual, de ghid spiritual ai neamului, ai comunității. Faptul că vorbiți despre ei înseamnă că încă mai putem spune că sunt astfel de... Mai avem, dar știți, potențialul nu este static. Noi spunem în România, avem un potențial extraordinar. Nu, potențialul nu e static. Cel uman se duce, asta e, cel fizic și acela se duce, știți. Tăiem 3 hectare de pădure pe oră. Dar poate așa este, știți, a scris un american, James Dermond Mason, a scris o carte Căderea, cum decid națiunile să dispară din istorie. Și spune acolo, enumeră 4 reguli, e o carte extraordinară. Și spune, o națiune dispare în momentul în care face o pasiune pentru accesoriu. Adică nu se mai ocupă de problemele fundamentale. Nu te mai ocupi de demografie, de dezvoltare economică. Discutăm cine cu cine s-a mai căsătorit, pe cine au mai arestat. Lucruri complet derizorii, care nu ne ajută deloc. Și atunci, normal, când îți vine o problemă, asta e a doua, nu sesizezi problemele. În momentul în care ai sesizat problemele, ești incapabil să le rezolvi.
Și a patra regulă, când o societate menține un sistem de valori inadaptat situației. Dacă aplicăm aceste reguli la societatea românească, știți, suntem, vorba profesorului Neagu Giuvara, pe panta săpunită a destinului. Nu am de ce să fiu la nivelul ansamblu, la nivelul vieții mele, încerc să-mi o construiesc viața și să mă reinventez și eu cât se poate de mult. Pentru că îmi place această țară. O să vreau să vorbim în ultima parte a emisiunii, iarăși luăm un scurt răgaz și revenim. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2.383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă: salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245-217-519. Și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și apropierea profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733-372-284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754-051-552. Office Container, producător din anul 2004. Iată că
Bine am revenit și discutam noi înainte de pauză despre ce ar trebui să facă cetățenii. Îmi puneți numai întrebări grele. Da. Mai ales că eu nu dețin monopolul, nu știu nici eu, vă spun, și eu mă gândesc. Și eu caut să mă reinventez și să mă... Și eu caut răspunsuri. Aceste răspunsuri le caut și eu. Și îmi pare rău că am avut așa un discurs mai pesimist. Nu vreau să... Nu sunt pesimist din fire, dar dacă faci o analiză, atunci trebuie să o faci să reflecte realitatea. Nu trebuie să idealizezi. Dar trebuie să v-am spus, să ne ocupăm tot mai mult de propria noastră, să încercăm să ne facem viața cât mai frumoasă. Să fim mai puțin conflictuali, să fim mai solidari. Astea nu țin de sistem. Țin de noi, să încercăm să fim mai buni, să încercăm să ne ajutăm aproapele, să eliminăm invidia, care este cel mai prost, cea mai prostească atitudine de care cineva dă dovadă, pentru că lumea este atât de mare încât e loc pentru fiecare și noi suntem complementari. Invidia mi se pare cel mai urât lucru. Și dacă am elimina lucrurile astea, s-ar mai îmbunătăți ceva, poate substanțial. Să dăm dovadă de mai multă statornicie, de prietenie, să ne urmăm și pasiunile, să încercăm să nu ne gândim numai la... Să ne gândim și la lucruri care nu ne aduc ceva material. Și să citim cât mai mult. Eu asta, mai ales dacă avem telespectatori tineri, să încerce să citească cât mai mult. Cât mai mult. Pentru că... Știți, cărțile ne aduc o experiență la care nu avem acces. Ne îmbogățesc viața. Învățăm mai mult. Îmi place foarte mult că Târgoviște a avut în mai multe rânduri, grație unui om pe care îl admir foarte mult și care a reușit, un exemplu de succes, fără pile, doar punându-și inteligența și determinarea lui la bătaie, profesorul Silviu Miloiu din Târgoviște, un om care... A pus Târgoviștea pe o hartă a cercetării la nivel mondial, pe studiile nordice și baltice, și nu numai. Și un om care face performanță universitară. Astfel de oameni trebuie să reformeze sistemul, să știți. Și care cred că ne urmărește acum și îl salutăm pe această cale. Dar a avut invitat și se găsește în relații de prietenie cu un mare intelectual lituanian, Leonidas Donskis, care conduce un departament de studii politice cred că la Universitatea din Vilnius și nu le dădea studenților, a scris și o carte, a fost tradusă și publicată chiar la Târgoviște, nu le dădea teorie politică, ci beletristică, literatură. Mi se pare să-l avem la Târgoviște în toamnă. Da, da, este extraordinar. Da. Ați avut acea întâlnire cu un profesor pe care să-l considerați mai apoi un fel de mentor? Dacă nu, cine este modelul? Mai mulți. Nu mi-a plăcut să am idol, dar au fost oameni care m-au influențat foarte mult. Profesorii mei, și v-am spus, nu numai profesorii mei pe care i-am avut la curs, l-aș aminti de profesorul Ioan Radu. Domnul profesor Ioan Radu, un om de o mare ținută și intelectuală și morală, un dascăl, știți, dascăl îmi place mai mult să spun decât profesor, pentru că este ceva mai mult. Așa, în viața de zi cu zi, domnia sa m-a stimulat să scriu. Primele mele începuturi ca elev au fost în revista liceului meu, a colegiului Constantin Carabela. Îmi dădea să fac recenzii a unor cărți pe care domnia sa le fotocopia, unor cărți din Biblioteca Academiei în limba franceză, și așa am început. Și am învățat cum să citez, cum să fac așa o cercetare de asta mai simplă la nivelul unui elev, dar a însemnat foarte mult pentru mine. Și bine, profesorii mei pe care i-am avut, directorul meu de teză,
care mi-a coordonat și lucrarea de licență și prima lucrare de masterat, profesorul Robert Frank, a fost un, m-a influențat foarte, foarte mult. Foarte mult. Era un exemplu, căutam tot timpul să încerc să fiu ca el, fără să-mi pierd originalitatea, desigur. Dar am avut șansa unor mari profesori care m-au format într-un mod, mi-au format spiritul, mi-au dezvoltat spiritul critic, capacitatea de analiză. Profesorul Jacques Sopelsa, care a fost și rectorul Universității Sorbona la geopolitică, extraordinar de o cultură rar întâlnită. Așteptam zi și noapte să vină cursuri și să fiu pe băncile amfiteatrului pentru a-l urmări și a purta un dialog. Nu știu dacă am mai trăit vreodată un asemenea. Și aici și acum am șansa să lucrez aproape zilnic, să-l văd pe domnul profesor Mircea Malița, unul dintre mari intelectuali ai României. Profesorul Neagu Giuvara, iarăși, iată, va împlini 100 de ani anul ăsta, pe 30 august. Sunt oameni, sunt în fiecare comunitate, există repere, să știți. Și Târgoviște are, vă spun, oameni extraordinari. Ar trebui oamenii ăștia să fie mediatizați, nu uscăturile, dar avem oameni extraordinari. Da. Dacă ar fi să ne căutăm un model și într-o perioadă a istoriei, Sunt atâția. Atâtea modele avem. S-au împlinit de curând 75 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu, marele nostru diplomat. Ce inteligență pusă în slujba țării. Dar viața este plină, istoria noastră, de exemple. Tocmai de asta sunt așa critic, știți? Pentru că nu ai cum să nu te raportezi la trecut. Și mi-aș dori o Românie și români mai ambițioși, care să nu mai fie așa, să accepte în mod fatalist totul. Avem nevoie de ambiție. O națiune are nevoie de ambiție. Pentru că și națiunea este idoma unui om, nu? Și are nevoie să existe o națiune. Și existența asta este determinată de seriozitatea cu care privește problemele prezentului. Eu nu sunt critic pentru, doar așa pentru a fi critic, ci pentru că mă doare și pentru că îmi iubesc țara și cred că România ar putea să-și reocupe, să joace rolul important pe care l-a jucat în atâtea perioade ale istoriei ei. Și în primul rând pentru oameni, pentru că oamenii au nevoie. România are toate atributele pentru a asigura o viață demnă fiilor ei. Și n-ați putut activa până acum, pentru că în cea a jurnalismului ați avut deja o experiență în politică? Nu, în politică nu aș vrea în politică. Sunt un om, vreau să fiu liber și v-am spus, mai ales în actuala clasă politică, nu știu dacă ar fi fost alte partide politice, da, poate, nu știu. Niciodată nu trebuie să spui niciodată, nu? Dar nu, încep să mă simt bine cu ceea ce fac acum. Vreau să ne vorbiți și despre pasiunile pe care le are Ștefan Popescu, dincolo de toată zona aceasta care ține de cercetare, studii și așa mai departe. Ce face în timpul liber Ștefan Popescu? Îmi place să alerg, să particip la semi-maraton. Foarte frumos. Da.
Poate alergați și pe aici, pe lângă, la noi se alergă pe stadion, stau în jurul lacului Chindia. Eu alerg și eu tot în jurul unui lac, în jurul lacului Herăstrău, pentru că pista are 7 km și proba la semi-maraton e 21 de km, atunci 3 ture, faci în 3 ture 21 de, de kilometri, dar aleg și pentru senzația de libertate pe care mi-o dă alergatul. Îmi place să călătoresc și îmi place foarte mult să socializez cu oamenii. Asta cu ore întregi. Îmi place să vorbesc. Vorbesc și foarte mult, după cum ați constatat, așa că... Exact. Se întâmplă adesea să intrați în discuții poate și cu țărani de-ai noștri din diverse localități. Da, da, îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult să, v-am spus, îmi place mult să schimb idei și de la orice persoană ai ce învăța. Dar nu numai, și de farmecuri conversației. Da. Un loc preferat aveți? Am foarte multe locuri preferate, mi-e greu să spun. Dar v-am spus, orașul meu natal e, a spune că ocupă locul cel mai important în, în inimă și în minte. Toate, mi-aduc aminte străzile pe care mă plimbam, locurile. S-a schimbat mult orașul în acești 18 ani. Eu spun tot timpul că România pe care am lăsat-o imediat, la scurt timp după terminarea liceului, era o altă România față de cea pe care am regăsit-o după 14 ani mai târziu. O altă România. Normal, lucrurile evoluează. Mai ales că eu am avut și șansa, crescut fiind de bunici, prietenii bunicilor mei să devină proprii mei prieteni. Așa că am foarte mulți prieteni care nu mai sunt acum. Socializam cu oameni de... Cine erau prietenii dumneavoastră? Păi erau vecini, erau profesori. Cine și-o mai aduce aminte, de pildă, pe domnișoara Bănulescu, decât cei foarte în vârstă, care a condus liceul Carabela la sfârșitul anilor 60. Eu am cunoscut-o, era de aceeași vârstă cu bunica mea, o doamnă remarcabilă, avea 3 facultăți, drept, filozofie și biologie, stăteam la discuții, îmi plăcea foarte mult să socializez cu oameni de mai multe vârste. Asta le spun și studenților mei, să iasă puțin din segmentul lor de generație. Dacă au acum 21 de ani studenții în anul 3, socializează numai cu tineri de 20-21 de ani. Le spun, e bine să vorbești și cu tine care au, și cu oameni care au 30-40 de ani, 50-60, chiar cu bunicii. Așa ne formăm experiența. Nu putem cuprinde totul. Și cred că, știți, timpul este puțin sau mult ca durată în funcție de cum îl trăiești. Cum... intensitatea cu care străiești viața depinde foarte mult de... Ați reușit să păstrați legătura poate cu câțiva dintre foștii colegi de școală? Îi mai recunoașteți acum? Sau da, poate... să spun așa, nu s-au schimbat atât de mult fizic. E bine, o generație tânără. Da, da, da. Aș putea spune și de... colegul, fostul meu coleg de clasă, actualul primar al municipiului Târgoviște, care nu s-a schimbat foarte mult, nu seamănă, e aproape, aș spune, neschimbat de când era în... Dacă știam acest amănunt, poate vă făceam surpriza să vă organizăm o întâlnire, a fost și dumneavoastră prezent alături de noi la o discuție. Și cred că este oricând plăcută revederea cu un fost coleg. Da, iată, trebuia să aduc fotografia de la balul de final, petrecerea de final de liceu și foarte mult încă nu ne-am schimbat. Chiar dacă a trecut deja. N-ați avut nicio revedere organizată? Nu, n-am avut nicio revedere, nu. Nu, nu, da, nu. Păi noroc cu Facebook-ul. Sunteți în țară și mai sunteți pe meleaguri străine. Nu, dar ținem legătura pe Facebook cu colegii. Îi am pe mulți. Iată că beneficiul noilor tehnologii. Da. Ce alte proiecte aveți în plan pentru anul acesta? Dacă aveți ceva ce vă doriți să începeți, noutăți în zona profesională?
Nu, să duc mai departe. Acum am două cărți la care lucrez cu domnul profesor Mircea Malița. Una se cheamă Mic și Mare, o analiză a inegalității în sistemul internațional, și o altă carte, Ne registrăm, ne întâlnim și ne registrăm crizele Europei, o dezbatere. Va fi așa o carte, un fel manifest, cum ar trebui România să se raporteze la Europa și la crizele, iată, problema migrațiilor, problema creării unei Europe a nucleului dur, adică țările de un anumit nivel mai dezvoltate să-și creeze o Europa adevărată, și riscul este ca o țară ca România sau Bulgaria să se regăsească într-o zonă gri. Deci tot felul aceste probleme. Îmi doresc să nu las să treacă nici o zi fără să scriu, că de multe ori am mai cotidianul m-a invadat și n-am scris atât cât de mult doream. Asta îmi doresc. Dacă tot ați atins și probleme legate de criza aceasta, da, pe care o vedem cu toții că se desfășoară în acest moment, cum ne comentați cele întâmplate, iată, ieri la Bruxelles cu acele atentate, și cum ar trebui românii să privească problema refugiaților care ne privește direct? România nu se află nici pe harta terorismului, nu e o țară expusă și nu este nici pe marea hartă a migrațiilor. Se va pune problema în momentul în care se va institui, și eu cred că se va institui, pentru că Europa nu are încotro, mecanismul cotelor obligatorii. Și vor deveni obligatorii, pentru că gândiți-vă că între 1 ianuarie și 1 martie au intrat în Grecia, numai prin Grecia, 132.000 de refugiați. Foarte mult. Pentru o țară ca Grecia aflată în criză. Ori noi suntem la un început al valului migratoriu, chiar dacă ni se pare enorm că a intrat, anul trecut au intrat 1 milion de refugiați. Suntem de-abia la început, pentru că Siria și Irakul reprezintă doar un bazin, dar un bazin relativ mic dacă l-am comparat cu nordul Africii. Și statul islamic în momentul de față s-a implantat în Libia, este chiar vecin cu Uniunea Europeană, la 300 de kilometri de frontierele Uniunii Europene, de insula Lampedusa, este ocupând orașul Sirte, orașul de baștina lui Gaddafi, și la 1000 de kilometri de Roma. Mai avem încă ceva în zona aceasta a nordului Africii, migranții climatici, creșterea temperaturii și seceta tot mai pronunțată din aceste zone pun o presiune tot mai mare, resursele se restrâng și atunci mulți oameni din Eritrea, Somalia, din țările subsahariene sau sahariene, zonele saheliene, n-au altă soluție decât să se îndrepte spre zone care să le ofere un minimum de subzistență. Și acești migranți parcurg uneori din Somalia, Eritrea și 3-4 ani până ajung în Libia, pe țărmurile Africii de Nord, oameni care nu mai au nimic de pierdut, și atunci acolo este un bazin de 137 de milioane de locuitori. Deci față de Libia, care are de aproape 23 de milioane. Deci gândiți-vă ce bazin și ce refugiați potențiali pot veni către Europa. Și Europa mai are o problemă, problema demografică, pentru că doar două țări au o sănătate demografică în momentul de față, Franța are creștere și Irlanda. Și în Europa populația scade, nivelul de fecunditate este 1,6 copii pe femeie, v-am spus, în România 1,3, deci suntem sub medie, și populațiile, pe măsură ce îmbătrânesc și nu mai fac copii, devin mult mai conservatoare și se simt, cum să spun, agresiunea o resimt mult mai profund față de o populație tânără care crește, care privește viitorul în față. Ori Europa e clar că traversează o criză importantă și nu mai e un răspuns securitar, că se spune acum trebuie să întărim controlul serviciilor, cooperarea la nivelul comunitar între servicii, între poliție, sigur, e foarte bine, controlul frontierelor, cu controlul frontierelor nu faci nimic, pentru că orice gard ridicat creează rute alternative
și nu putem să lăsăm o barcă cu imigranți să se scufunde, tot îi vom salva și îi vom aduce în Uniunea Europeană, pentru că nu ai unde să-i duci. Nu avem unde să expulzăm. Gândiți-vă, într-o țară ca Siria s-au distrus orașe întregi, cartiere întregi, dar nu e o problemă numai a locuințelor. Oamenii n-au unde să se ducă pentru că s-au distrus infrastructuri cu apă, s-au dezorganizat țesuturi economice, n-au unde să trăiască. Ori până nu vom avea o abordare sistemică, cu alte cuvinte, o reconstrucție a țărilor din nordul Africii și din Orientul apropiat și mijlociu, noi nu vom rezolva această problemă. Oamenii vor continua să vină către Europa. Și pe de altă parte avem o radicalizare a tinerilor proveniți din familii de origine arabă în Europa. Este un fenomen nou pentru că bunicii lor s-au născut, au cetățenia franceză sau belgiană, s-au născut în imperiile coloniale, s-au integrat perfect, părinții lor la fel. Ei bine, la a treia generație se constată o mutație și pe fondul crizei economice și excluziunii. Deci avem nevoie de noi politici sociale, pentru că deseori se spune că cel de-al 29-lea stat al Uniunii Europene, sunt 28 de state membre, dar al 29-lea stat sunt șomeri. 25 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană, cea mai mare parte tineri. Și proveniți din aceste familii. Și încă ceva, islamul este traversat, pentru că aceste atentate nu sunt îndreptate neapărat, sunt și împotriva noastră, să zic, a occidentalilor, mai ales a statelor care se implică în zone de conflict, cum este Siria, statul islamic, Irakul și așa mai departe, Libia, dar este și o concurență între două branșe ale islamului, în cadrul sunismului, un islam moderat și un islam radical. Islamul este traversat de o criză în momentul de față majoră. Și fiecare curent, mai ales curentul radical, încearcă să atragă tot mai mulți adepți prin trimiterea unor mesaje puternice, cum ar fi actele teroriste. Europa nu a reușit să integreze islamul, să devină și islamul să se creeze un islam european. Islamul în Europa, și avem 16 milioane de cetățeni europeni musulmani. 16 milioane. Dacă mă refer numai la Uniunea Europeană, dacă mă refer la întreg și la spațiul ex-sovietic, avem 55 de milioane de musulmani în Uniunea Europeană. Ori aceștia sunt influențați, iată ce s-a întâmplat în Belgia. În Belgia, comunitatea musulmană este constituită din moderați, provin din zone moderate, cum este Marocul. Marocul este cel mai moderat stat arab și Turcia. Ori acești musulmani au intrat și moscheile, inclusiv Marea Moschee din Bruxelles, sub influența islamului de tip wahhabit din Arabia Saudită. Arabia Saudită, care are foarte mulți bani și care finanțează formarea imamilor. Și este o formație anti-europeană, anti-occidentală, un discurs radical, tradițional. Ori vedeți, problemele sunt foarte complexe. Și necesită, în orice caz, nu răspunsuri pe termen scurt, ci pe termen lung. România încă nu este afectată, dar vă spun, și peste 10 ani, noi va trebui să aducem imigranți. Nu avem de ales. Nu-i vom aduce din Republica Moldova, pentru că în Republica Moldova, dacă mă uit pe Biroul Național de Statistică de la Chișinău, au mai rămas 2,9 milioane de locuitori împreună cu Transnistria. Deci Moldova nu mai poate ea trimite imigranți pentru că nu va mai fi viabilă ca stat. Ucraina nici atât, pentru că eu cred că fluxurile migratorii din Ucraina se vor îndrepta spre Germania. Și atunci de unde vom aduce? Va trebui să reflectăm serios la toate lucrurile astea. Pentru că economia noastră nu va mai fi viabilă. Gândiți-vă că după 90, până în 90 se nășteau 400.000 de copii pe an și acum și după 90 s-au născut 150-170.000. De 2 ani se nasc 180.000 de copii, cam așa în medie. Dar vom avea o prăbușire demografică teribilă și va trebui să aducem oameni de pe alte orizonturi, din alte orizonturi. Pentru că oricum politici demografice de stimularea natalității nu văd.
Deci crizele Europei, chiar dacă noi nu suntem traversați de fluxul migratoriu, mai ales că acești imigranți vor să ajungă în zonele bogate, care pot să le asigure un viitor, nu în România sau Bulgaria sau chiar Grecia. Ați văzut, chiar și în Franța nu vor. Vor să ajungă în Germania. Da. Am intrat într-o nouă epocă istorică. Într-o epocă tot mai nesigură, dar care prezintă și multe oportunități. V-am spus, totul depinde de voință. Principalul ingredient al reușitei, că vorbim de o persoană sau că vorbim de o națiune, este voința. Este luată chiar de teoria relațiilor internaționale. Se spune că nu doar teritoriul, economia, produsul intern brut, nu? Bogăția unei națiuni, resursele pe care le are, rețeaua diplomatică, ci și voința. Adică capacitatea ei de a se impune, de a exista. Voința de a exista. Și o lume plină de oportunități în momentul de față. Tot mai interconectat. Din păcate, am ajuns în acel moment în care, domnule profesor, vă mulțumim. Eu vă mulțumesc. Dacă mai aveți drum în Târgoviște și sigur o să mai aveți, pentru că sunteți legat de acest oraș, vă mai așteptăm. Să sperăm că veți veni și cu previziuni mai optimiste și eu data sper. Viitoare și că se vor mai îndrepta niște lucruri. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire la o nouă ediție mâine, joi, cu noi invitați. Rămâneți în continuare pe Columna TV. Pe curând! Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boerescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de piața 1 Mai. Acesta este al 5-lea spațiu deschis în